O femeie de 45 de ani a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un incendiu în care a ars o gospodărie din Liteni-Moara. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, capitanul Alin Găleata, a declarat că în noaptea de vineri spre sâmbătă a fost anunțat cu întârziere un incendiu care a afectat o gospodărie din satul Liteni din comuna Moara. La sosirea echipajelor de intervenție, ardeau generalizat casa și anexele gospodărești, iar pompierii militari au intervenit cu 4 auto speciale de stingere și o ambulanță smurt. Găleată a spus că evenimentul a fost anunțat prin apel la 112 cu întârziere, astfel că, la fața locului, incendiul se manifesta generalizat la întreaga gospodărie, casă de locuit și anexele gospodărești, construcții majoritare din lemn, corp comun dispuse în formă de U. Echipa de căutare salvare a pompierilor militare a pătruns în locuință unde, din nefericire, a identificat trupul carbonizat al proprietarei, o femeie în vârstă de 45 de ani. Gospodăria ars în totalitate cu bunurile aferente pe o suprafață totală de aproximativ 300 de metri pătrați. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile. Incendiul a fost lichidat sâmbătă dimineață în jurul orei 4:30, iar pompierii au salvat o gospodărie învecinată.